Ștefan? Da, Orișane. I-ai spus că ai aranjat cu serviciul? I-am spus. Și? Nimic. Mi-a spus că nu se poate. Că nici el nu e de capul lui. Suferi, Ștef. Mi-a scris o scrisoare, nevastă mea. Și mi-a cerut să vin neapărat la Câmpul Lung. Nevasta? Sunt în sura de 2 ani și jumătate cu o colegă de la universitate. Și bănuiesc că mă înșala. O iubești mult, nu-i așa? De ce? Dacă te chinuiește gândul ăsta că te înșală. Nu mă chinuiește. Ei, nu. Mă chinuiește incertitudine, înțelegi? Nu știu cine este ela. O cocotă care mă înșală sau o femeie pe care nu o înțeleg. De obicei e valabilă prima variantă. Nu o cunoști pe ea? Nu, nu o cunosc deloc. Nu, n-am vrut să spun asta. N-ai cunoscut-o înainte. La începutul căsătoriei noastre, când eram studenți și săraci. Eu lucram ca funcționar la Senat și n-aveam decât 150 de lei pe lună. Nu puteam să țin o familie, cred că îți dai seama de asta. Ea mai stat un timp la mătușa ei, are o mătușă în București. Dar n-a ținut mult. A trebuit să ne mutăm împreună. A fost un fel de demență. Și eu am făcut filozofia, da. Și am vrut să audiesc câteva cursuri de matematică superioară. Și el a venit cu mine. Nu pricepea nicio iotă din matematică, dar stătea cu minte acolo, în bancă, lângă mine, cu minte și caldă. Iar seara organizam din când în când petreceri la noi, cu colegi de facultate. Iar uneori mergeam la obor și beam o bere acolo. Asta era aproape o orgie. A fost romantic, probabil. A fost o demență. Cred că ți-am mai spus asta. Da, da, mi-ai mai spus. Acum ești bogat, Ștefane, nu-i așa? Destul de bogat. Am avut 2 unchi. Unul din ei mai trăiește, Naia Gheorghidiu. Deputatul? Deputat. Cel cu vorbele de duh? Da. Celălalt a murit, unchiul Tache. Era foarte bogat și foarte zgârcit. A ținut la tine unchiul, nu? Nu. Nu înțeleg, tu l-ai moștenit, nu-i așa? Cea mai mare parte a averii. Totul a pornit de la ultima masă pe care a dat-o unchiul Tache. Prânzul de Sfântul Dumitru. Spune că unchiul Tache e zgârcit. Uite ce masă a dat. Și îl mănâncă decât cartofi și macaroane. Asta e prânzul anual, prânzul de Sfântul Dumitru. Își bate joc de noi. Știe că toți vor mânca puțin ca să nu-i facă o impresie proastă. Na, fii atentă. Fii atentă, celebrul meu unchi Naia Gheorghidiu vrea să ne spună ceva. Așadar, amândoi studiați filozofia, a? Da, domnule Naia Gheorghidiu. Ei, ciudat. Nu, nene Tache. De obicei, amorul e cel care duce la filozofie. Și ce filozofie, nu? La ei a fost invers. Filozofia v-a condus la amor, nu? Mai rămâne, Ștef, dragă, să faci politică, așa cum a făcut-o și pe tu, taică. Unchiule, că el era tot filozof. Își cheltuia mărita lui de leapă de profesor universitar ca să scoată gazete. Nu, uite, în privința asta, nene Taiche, nu mă împac deloc cu dumneata. Unchiule, Corneliu era un entuziast, nu? Și mie mi-au plăcut întotdeauna entuziaștii, de la distanță. Lasă-i, Ștef. Ștef, nu te supăra. Ce-ți pasă de ei? Suntem numai noi doi aici, la masa asta. Restul nu există. Vrei să storm puțin vin? Dragă Ștefane, dacă taică tu ar fi fost ceva mai strângător, dacă n-ar fi risipit atât, v-ar fi lăsat și vouă să trăiți altfel decât trăiți. Ei semeleit. Acum văd că te-ai însurat și tu tot din dragoste. Unchiule dragă, nici moștenirile astea nu sunt fără primejdie. Părintele nu transmite copiilor numai averea, dar și calitățile prin care a făcut-o. Un obraz mai gros, un stomac care digeră până și ouă clocite, ceva din sluțenia nevestei luată pentru averea ei, neapărat o șiră a spinării teribil de flexibilă, dacă nu cumva rahitismul nevestei milionare n-a înzestrat-o cu o cocoașă rigidă ca o bătrugă. Bravo, Ștef! Bravo, bravo! Bună seara! Bravo, Ștef! Bravo, bravo, bravo! Ștef! 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 Stai puțin! Bine, domne, cum poți face una ca asta? Bă, e nemaipomenit! Auzi, dumneata, noi nu știm cum să-l mai ținem pe mania acolo, pe vârful degetelor și poftim! Dumneata, ai întors râzda pe toți. Te rog să iei notă că n-am de dat nicio explicație. Da, nu e vorba numai de dumneata aici, dar nu-ți dai seama. Știi că pe capul nebunului stau toată ziua fel de fel de excroci.
Ba că să lase aderea școlilor, ba spitalilor, ba pe dracu mai știe cui. Dacă ne desmoștenește pe toți. Ce gafă, domnule, ce gafă! Mai stăm noi de vorbă după ce o să cauți în dicționar ce înseamnă cuvântul gafă. Și așa ai devenit tu bogat, știi? Da, Orișa. Partea cea mai mare mi s-a răsa mie. Nu știu dacă mintea ta de sublocotenent poate pricepe asta. Mintea mea n-a priceput nimic. A fost o adevărată răsturnare. O răsturnare socială, înțelegi? Cum n-ai să nu înțeleg? Ai moștenit o avere. Da. Atunci s-a schimbat ceva între noi doi. Între el și mine. Ce anume? Nu știu. Hai să mergem la Popota. Să mai vorbesc o dată cu capitanul de mine. Da. Poate mă învoiește, cine știe. Nu cred că aveți dreptate. Ce dezbatește? Un proces de la București, un bărbat și-a omorât nevasta. Îl înșela. Și? L-au achitat jurați. Pentru el era tot una. Dacă l-achite sau nu. Principalul era să o omoare. N-a suportat certitudinea. Asta e părerea mea. Capitane Corabu, domnule, nevasta trebuie să fie nevastă și casa acasă. Dacă i arde de altele, să nu se mărite. Ai copii, ai necazuri, muncești ca un câine și ea să-și facă de cap? E nu, asta nu. Dacă eram jurat, îl achitam și eu. Cu ce drept să ucizi o femeie dacă nu te mai iubește, domnule capitan Dimiu? N-ai decât să te desparți. Dragostea e frumoasă tocmai pentru că nu poate cunoaște nicio silnicie. E o preferință sinceră. Nu pot să-mi impui să te iubesc cu sila, nu? Dreptul la dragoste e sfânt, domnule. Da? Nu știu. Mie mi se pare că nevasta nu trebuie să-și facă de cap. Mai e și obrazul omului la mijloc. Adică dumneata admiți să ucizi o femeie care îți declară că nu te mai poate iubi? E cum vine asta? Nu știu cum vine, dar eu cred că asta e. La ce te gândești, Ștef? La nimic, Orișane. Aproape la nimic. Critica rațiunii practice e aproape nimic, nu-i așa? Acesta este punctul meu de vedere cu privire la critica rațiunii practice. Bravo! Să-ți spun un secret, Gheorghidiule. Mie mi se pare mai dificilă critica rațiunii practice, da, decât cea rațiunii pure. Da. E mai dogmatică. Înțelegi ce vreau să spun? Da, domnule profesor. Bravo, știi? Bravo! Hai să fugim de aici. Te-ai descurcat excelent. Felicitări. Bravo, știi? Hai să fugim de aici, te rog. Hai. Gărghitiilor, stop, haideți la operă. Haideți la operă. Birjar, da, conașule. Unde mergem? La șosea. Hai la șosea, la Vila Minovici. La șosea, Birjar. Da, conașule. Ce-a fost frumos? Lucrarea ta, o adevărată lecție. Și ce-a fost după asta? Dar prea multe fete drăguțe. Știi că erau chiar prea multe? Spune-mi, știi? Filosofia, draga mea, este ca un magnet. Știi? Hai acasă. Prea multă lume. Aici, la șosea? Nu-i nimeni. Birjar, cai. Birjar. Da, cunosc. Întoarce-te, repede. Și filozofia asta. Filozofia? Da. Ce ți-a făcut filozofia, fată dragă? Nu pricep nimic. După ce ai audiat aproape 2 ani cursuri de filozofie? Lasă-mă în pace, niciodată n-am priceput nimic, dar mi-am dat seama abia acum, în ultima vreme. Ce naiba vor toți filozofii ăștia? Să iubești tu. Cred că nimic mai mult așa, o fată slută ca tine. Ascultă, eu vorbesc serios acum, te rog foarte mult. Bă, cum vorbești serios, draga mea, dacă vrei să știi ce vor filozofii? Ce-ți mai face vânătare? Tu răspunde la ce te-am întrebat. Vrei să știi serios ce vor filozofii? Da. Nu știu. Cum nu știi? Păi atunci de ce vorbești la universitate? Ce vrei să fac? Păi la lumea de ce spune că știi? Spune cineva enormitatea asta? Lasă-mă, îmi pace că nu vrei să-mi spui. Spune-mi ce știi. Ce ai vrut să spui astăzi când ai pronunțat vorbele astea? Care? Neliniștea metafizică. Neliniștea metafizică? Da. Neliniștea metafizică este să privești o femeie în ochii ei mari. Nu. Da. Să simți că lumea e fără margini, că suntem atât de mici,
că frumusețea are pete și e trecătoare, da, că dreptatea nu se poate realiza, că nu putem ști niciodată adevărul, să fii din cauza asta trist. Frumusețea are pete și e trecătoare? Da. Așa, ca pata asta de deasupra genunchiului tău. Îmi dai voie să-ți ridică mășuța? Stai, frumusețea are pete și e trecătoare? Totul e relativ. Cine ar bănui că lămiul părului dumitare e făcut cu ajutorul ceaiului? Cu ajutorul ceaiului? Uite-te aici, uite-te în crește. Unde-te, uite? Mă lași sau nu să fac filozofie? Dacă spui infamii... Ce infamii? Asta sunt infamii? Vezi că dacă nu se liniște, va fi fai de chica dumitale a rămiei. Gata? Te-ai pădorit? Te-am spus de ori că mă iubești. Și eu trebuie să cred asta, deși știu că e ceva foarte relativ. Cine știe? Cine știe? Da, cine știe? E o chestiune de adevăr și de certitudine. Ai spus că facem acum numai filozofie. Și crezi că asta nu e filozofie? Să știu dacă mă iubești sau nu? Foarte bine. Spune mai departe. Spun, dar dacă dai iar plapuma deoparte, vreau să-ți văd pata aceea relativă de deasupra genunchiului. Da, spui, auzi? Da. Kant a spus că există o conștiință în genere, dar se vede că e prea puțin, chiar dacă te mulțumește pe tine. Pentru că pe confrații tăi într-o filozofie nu-i mulțumește deloc. Ela, Ela, nu, nu, iar cu perna, nu da, oprește-te, Ela, gata, nu, a, Ela. Stai, nu-ți fie. Vino încoace și răspundem la o întrebare. Cine era fata blondă și uscată? O fată blondă și uscată? Una urâtă. Oh. În timp ce vorbeai cu profesorul pe lucrare, câțiva băieți și vreo două fete discutau despre tine. Și asta se lăuda că te cunoaște. Băiat spunea și el că ați făcut liceu împreună. Cine, frate? Cum cine? Una blondă și urâtă. Și tu ești blondă și urâtă. Nu, 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 da, Ela, nu. Blondă și urâtă. Era în capul băncii a cincea. Care? A, a, aia din capul băncii a cincea. Blondă aia cu gura frumoasă, da? Frumoasă, sigur că era frumoasă. Dacă era vopsită ca o pavarudă. Aha, da, știu, știu, știu. Acum este o fostă metresă de-a mea. Mizerabile, te omor. Da, 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 frumoasă fată, ce gură avea. Te omor, da. Lacomă, dragă, aia știa să se rute, nu ca tine. Nu mă interesează, stai, domor! Era un slut! Când te strângea în brațe, avea niște brațe cu adevărat colaj de salvare! Nu, 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 nu cu sticla, Ela! Nu cu sticla! Nu da cu sticla! Tot mai vrei, tot mai vrei să dai oamenilor cu sticla în cap? Ha? Mai ești afurisită? Ha? Stai, viața mea, dacă nu... Ce e asta, neliniște metafizică? N-ar fi mai bine să-ți comanzi două costume noi? Hainele pe care le porți curându-se se păstrează mai bine. Și nu mai îndesași tu cărți în buzunarul hainei. Și n-ar fi rău să-ți comanzi și trei cămăși de soaie cru. Ba chiar o jumătate de duzină, acum ieșim în altă lume. A terminat cu colegii de facultate și berea la obor. Ai observat și tu, nu-i așa? Sigur că... Că e o diferență între mine și snobii care vin la Anișoara. Au ei un stil al lor. Snobii ăștia pe care îi admiri acum. Prostii, Ștef, nu admir pe nimeni. Te înstrăinezi de mine. Ăsta e adevărul. Ce prostii spui. Poate. Te-au tras pe sfoară cu moștenirea. Și maică-ta și surorile tale și unchiul Nae, toți care au vrut. Ți-au luat și casa de la Paris? Nu ți-au luat? Ți-au luat. Lasă, nu te mai amestecă, mă descurc eu și singur. Te-ai și descurcat, nu te-ai descurcat? Le-ai dat o avere. Nu ți-ajunge cât ai? Dar de ce să-mi ajungă? O, Doamne, Ștef, eu nu te înțeleg. Când e vorba de un prăpădit de seminar la facultate, te cerți cu patimă. Și aici unde e vorba de averea ta, tu... Dar ce are una cu alta? Chiar. Acolo e vorba de idei și aici e vorba de bani. Nu pot să fac pasiune pentru bani. Mi-e silă să mă frământ pentru bani. Să-ți faci două costume și o duzină de cămăși. Și să nu mai porți cărțile prin buzunar. Mâine mergem la Câmpina. O să fie excursie foarte frumoasă. Ștef, te gândești prea mult, Ștef. Cred că stai cu surul tău. Poftim?
Nimic. Domnule capitan Dimiu, vă mai întreb încă o dată. Admiteți dumneavoastră dragoste cu Sila? Bine, corabule. Adică să-și lase casa și copiii? Să-ți spună alivoar stimabile și tu să nu-i rupi picioarele? Să mai faci și pe delicatul? Noroc și să fie de bună cu coană. Dacă o femeie zice nu mai place să ne despărțim. Domnule capitan Dimiu, știți, vă rugase, m-am la Câmpul Lung. Trebuie să fiu mâine seara acolo. Știți, am aranjat cu serviciu și... Domnule sublocotenent Gheorghe Diu, ți-am spus că nu se poate. Nu, o dată de 10 ori. Nu se poate și nu se poate. Aici nu sunt nici eu de capul meu. Corabule, ascultă-mă. Ascultă ce spun. Asta e părerea mea, cel puțin. Cum? Adică dumneata admiți? Poți dumneata să-i spui. Nu, ești condamnată pe toată viața, n-ai drept să divorțezi, da? Eu nu vorbesc de divorț. Eu zic de femeia care își înșală bărbatul. Nu, nici atunci. Discuția dumneavoastră este copilăroasă și primară. Nu cunoașteți nimic din psihologia dragostei. Cum, domnule? Dacă o femeie zice nu mai vreau, dumneata zici ba da, să vrei? Dacă este vorba de o simplă împreunare, are drept să zică nu mai vreau. Dar iubirea e altceva. Iar dacă nu știți ce e, puteți să dezbateți toată viața. Cunoțiunile dumneavoastră cumpărate cu toptanul, așa am auzit, așa vând, n-o să ajungeți la nimic. Discutați mai bine ceea ce vă pricepeți. Sublocotenent Gheorghe Diu. Da. Îți dai seama ce spui? Corabul a mai lovit un ofițer, lasă-l, Ștef. Îl omor. Dacă mă lovește, îl omor. Du-te afară, Ștef. Du-te imediat afară. Ștef. Ștef, ce-i cu tine? Nimic. M-am gândit la Câmpina. Câmpina? Vrei să spui Câmpul Lung? Nu. Vreau să spun Câmpina. Mi-am amintit de o excursie la Câmpina, pe care am făcut-o cu noi noștri prieteni, cei pe care i-am descoperit după ce am devenit bogat. Excursia a început teribil de vesel și cu o mulțime de lucruri amuzante. Vreau să spun care au devenit amuzante. E, pornim să mergem în excursie. Nu știu ce o să facem cu Câmpina asta. Pornim? Ei, hai, hai, că ne tot urcăm și ne tot dăm jos. Că... Gata, hai, hai, ne-am săturat, hai să pornim o dată. Trebuie să ne dăm jos. De ce? De ce? Ia să ne dăm jos, dar ce-au, frate, nu se mai termină o dată. Ei, femeile vor să stea cu bărbații pe care și-au ales. Și cum nu le iese pasența, dau jos pe toată lumea. Sigur că da. Știi că el le învârtește pe toate? Vrea să-l aibă pe Grigoria de lângă ea. Nu are pe bărbații, pe Ștef, ce mai trebuie? Dragă natura are oroare de vin. Ștef, hai urcă de aici, ai și tu un loc. Oh, să vezi că acum o să pornim. L-a pus pe Grigoria de lângă ea. Chiar am un loc? Da, sigur că ai. Pornim? Pornim, acum pornim. În sfârșit. Repede. Nu, dar nu, domnule Grigorea, de nu, poftiți, de ce nu? Stați bine, domnule Ștef. Stau foarte bine, stau. Nu mă deranjează. Dumneavoastră? Nu. Ah, bun, atunci, perfect. Tu stai bine, Ela? Da, sigur că stau bine, e foarte plăcut, nu? Da, foarte bine. Va fi o călătorie foarte frumoasă. Avem o vreme minunată de mai nici prea cald, nici prea rece. Când ajungem? Pe la 1. Da? Da. Tocmai la 1. Eu să sperăm că nu o să avem nicio pană de motor. Vezi pridvorul acela? Mm-hmm. Dreptă întâi. Da. De așa că e frumos? Care? Da, câinele l-ai văzut? Era un mare și las. L-a tras pe tine. Se uită la dumneata celelalte mașini, nici nu le-a văzut. Ce bine că a plouat puțin, nu e praf deloc. Nu pot să sufăr halaturile de prin. Te acoperă prea mult și pe urmă nu... Ela, vezi că Grigoria e? Lasă-mă în pace. Ai văzut? Lângă poadezi? Puțin mai încolo, sunt niște tufișuri. Patru și mai încolo? Domnule Grigoria. Toată lumea s-a așezat la masă. Ela, tu stai lângă domnul Grigoriade, nu-i așa? Mm-hmm. Ți-a fost rezervat locul. Aștept, dumneata, o să stai? Zău, că nu știu unde o să stai. Uite, o să stai? Da, uite, este un scaun liber aici, da? Poftiți, dacă ești singur? Poftim? Dacă ești singur, abia ți s-a găsit un loc. De ce nu e exemplu de nevasta dumneitale? Îți dormi eu din paharul meu, domnule Grigoriade, vrei?
crezut că gestul ăsta e numai pentru mine. Ce gest? Turnatul vinului. Am crezut că nu-mi toarnă decât mie vin. Nu e așa, domnule Grigoriade? Te rog să mai cerem o dată vals. Da? Da. Cerem. Nici nu caută să se ascundă. Parcă sunt împreună din totdeauna. Poftim? Nu, nimica. Și de data asta cine cere? E rândul meu. Bravo. Vals. Frumos dansează perechea asta Ela și Grigoriade. De ce? Pentru că Ela se dăruiește cu totul? Grigoriade, un dansator perfect, a avut furor la Paris. Asta nu mai e dans, asta este împreunare. Poftim? E a cincea oară când dansează valsul ăsta, Boston. Oh, ești gelos. De ce? Așa glumesc femeile. Dar altceva n-au mai dansat nimic, numai valsul Boston. Mă scuzeați, mă duc să joc poker. Am mers și eu. Ba. Oh, Ștef, joci poker? Ai un loc la masa noastră. Mulțumesc, joc. Ful de dame. Care deșteptare? Pe din trei. Plus. Quinte la as. Ful de decai. Cred că ai pierdut cam banii de automobil. Pierzi, Ștef, și totuși pierzi. Nu e ciudat? Nu mai joc. Mi-e teamă să nu câștig prea mult. Mă scuzați. Ce atâta enervare, Ștef? Știu o vorbă și dacă n-o știți, o spun eu. Femeia înșală numai pe cel pe care îl iubește. Pe ceilalți îi părăsește, pur și simplu. Asta e o bucurie? Că mă înșală? Da, la el nu e vorba decât de un flirt. Flirt? Îi toarnă vinul cum îmi toarnă mie. Se lipește de el când dansează cum se lipea de mine. Îl privește în ochi cum mă privea pe mine. Nu înțelegi? O să-mi spui că astea-s fleacuri, poate. Dar cu cât lucrurile astea sunt mai mici, cu atât sunt mai intime. Mai intime, înțelegi, mai ale noastre. Și atunci când le dăm altcuiva, începe trădarea. O trădare totală. Scuză-mă. Scuză-mă, cred că am vorbit prea mult. Dumneata ești dintre cei care descoperă totdeauna firele de păr în mâncare. Sunt eu de vină dacă mi se oferă fire de păr în mâncare? Ai, ești prea lucid, asta e insuportabil. Te-aș fi înșelat cu o mare plăcere pentru această neliniște și bănuială. Cum ai spus? Neliniște și bănuială? Da, neliniște și bănuială. Nu m-ai fi părăsit? Poate, n-aș fi regretat-o toată viața. Suntem atât de toante când suntem tinere. Iar muzica asta blestemată. Trebuie să mă scuzi. Da. Noapte bună. Noapte bună. Sper că niciodată în viața mea nu voi mai trece prin ceea ce am trecut ieri și azi. Nu înțeleg ce vrei să spui? Sincer? Absolut. Nu înțelegi ce vreau să spun?
trebuie să înțelegi altă frază. Ceva mai simplă. Să ne despărțim. Ce? La București începem numai decât divorțul. Dacă vrei să rămâi cu amantul dumitare, n-am nimic de zis. Te rog însă un lucru, deși nu-mi pot face iluzii după cele ce-am văzut ieri și azi. Știi. Acum ești sigură că vei rămâne toată viața cu el. Atunci să evităm spectacolul și să nu ne oferim comentariilor. Despre ce e vorba, pentru Dumnezeu? Mi se pare uluitor să mai întreb despre ce e vorba după cele ce ai făcut azi. Dar te rog, spune-mi ce-am făcut. Nimic. Nu, te rog, spune-mi ce-am făcut, te rog. Nimic, vreau să ne despărțim. Ștefan, te văd așa de supărat și jur că nu știu de ce. Îmi juri? Îți jur pe ce vrei. Ai fost tot timpul cu acel domn. Ai dansat aproape numai cu el. Doamne, dar dragul meu, dar asta e firesc. Când vii cu cineva pe drum într-o excursie ca asta, dar toate femeile au făcut grupuri. Se creează inevitabile izolări. Nu poți să fii familiară cu toată lumea. E, și atunci se pare că ești numai cu unii. Pe urmă, el e un bun dansator. Toate femeile din lume dansează, cred, nu? Da, însă nu numai cu un singur partener. Dar bine, dar aici nu e bal. Am venit împreună pe drum. Cum? N-am venit împreună pe drum, n-am fost în aceeași mașină. Da, am fost sigur. Toată lumea v-a privit, a fost un adevărat scandal. Doamne, ce scandal ți s-a părut? N-ai văzut că toate femeile fac la fel? Așa sunt petrecerile astea. Doamne, te vezi de o sensibilitate imposibilă. Aseară credeam că ți-ai sucit gâtul. Tot întorcându-te, ți-ai vezi dacă vine la masă. Mi-am sucit gâtul? Ce idee, mi-am sucit gâtul? Nu, acum știu ce vrei să spui. E cu totul altceva. Dacă ți-a spune, ai vedea că... Spune. E un secret al nostru. Madame Slugeru și Madame Georgescu. E bine, Orișane. Atunci m-am oprit. Ce să-i spun? Ce să-i reproșez? Că pe drum a stat lipită de mine și de el? Că au coborât să culeagă flori? Că s-a sprijinit de brațul lui? Că au dansat împreună? Mi-am dat seama că totul se dărâmă. Și totuși aveam dreptate. Undeva, în adâncul lucrurilor. Nici un amănunt nu spune nimic. Dar toate la un loc făceau un univers. Și atunci am avut motive să mă îndoiesc de acest univers. Nu știu, poate că e ridicol, nu știu. S-a făcut noapte, Ștef. E o noapte destul de întunecată, nu-i așa? Da. Nici nu mă gădea seama. S-a făcut și frig. E liniște. O liniște de munte. Am observat eu asta. Există o liniște de munte, ai observat? Să mergem la mine. Am două sticle de vin. Oricum nu o să stăm toată noaptea în picioare. Când e așa de liniște, mă întreb dacă există într-adevăr războiul. Sau sunt vorbe de clac. Mergem? Da. Am plecat de la Câmpina pe la 8 seara. Bineînțeles că am fost din nou noi trei într-o mașină. Am avut impresia că era ceva oficializat. Bineînțeles că Ela a stat în mașină între mine și Grigoriade. Ela a adormit. Cred că s-a prefăcut că doarme. S-a rezemat cu capul pe pieptul meu. E duios, nu-i așa? Dar asta n-a fost decât un pretext ca să-i abandoneze lui cealaltă jumătate de corp. Da. Ăsta a fost lucrul cel mai trist. Întoarcerea. Parcă veneam cu un cadavru. Cadavru unei femei iubite. Gata, am ajuns. Intră. Ce e asta? Un câine. Oh. Urle îngrozitor. Ți se pare? Am mai auzit un urle de ăsta undeva, dar nu mai țin minte unde. Da, poftim. Ia loc. Unde vrei? Uite vina. Uite și paharul. Las că torne, îmi place să torn vinul. Crezi că o să fie război? Se taie permisiile, se dau niște ordine ciudate. Nu știu. În ultima vreme nu m-am gândit la război. De când e asta? De când ai primit scrisoarea de la Câmpul Lung? Da. Încerc să vin cât mai repede. Poate că acolo e dezlegarea la Câmpul Lung.
Știi, poate că o iubire mare e mai curând un proces de autosugestie. La început te obișnuiești greu cu femeia și pe urmă nu mai poți să trăiești fără ea. E ca un monodeism. La început e un monodeism voluntar. Pe urmă e unul patologic. Eu am știut altceva despre dragoste. Poate n-am știut nimic. Mai bei? Da, beau. Și eu am știut altceva. Până într-o seară. La câtva timp după ce am fost la Câmpina, o seară ciudată. Ca de obicei trebuia să mergem undeva. N-aveam niciun chef. Stăteam într-un fotoliu și citeam o carte bună. Ela era într-o cameră de alături. Nu se auzea decât un fâșuit și ticăitul ceasului. Ștef, hai mai repede, o să întârziem. Nici n-ai început să te îmbraci. N-am niciun chef de petrecere astăzi. E bine, rămânem acasă. Nu se poate, Ștef. Ne așteaptă atâta lume. Nu ne așteaptă nimeni. Ba da, ne așteaptă foarte multă lume. Aș citi ceva, n-am mai citit atâta vreme. Pe urmă ne-am duce undeva, unde mergeam înainte, să bem o bere. Și am chemat și băieții de la facultate. Pe cine? Pe cei de la facultate. Mai bine te-ai îmbrăcat decât să faci glume proaste. Haide. E o glumă proastă? Te îmbraci sau plec singură? Singură? Ștef, lasă prostiile. Știi foarte bine că nu se poate să nu mergem. Ne așteaptă atâta lume. Pe mine nu mă așteaptă nimeni. Mergi? Iade a venit Ela. Da. Bună seara la toată lumea. Bună. Ștef? Da, da. Tot așa de bănuitor, tot așa de sensibil. Bănuitor? Stă aproape în brațele lui, ce Dumnezeu. Tom, cred că ești într-adevăr un bărbat imposibil. Dacă aș fi așa cum zici, dumneata, m-aș duce singur acasă și aș aduce o cocotă în patul nostru, înțelegi? Și dacă iubi o actriță care pe scenă își îmbrățișează partenerul, sărută lacom pe gură... N-aș putea iubi o actriță. Ești sigur? Sper. Sper că nu pot iubi o actriță. A, sper. Crezi că este o prostie speranța asta? Scuze-mă. Ela. Da? Plecăm acasă. Nu, așa de vreme mai rămâne. Trebuie să plecăm, am de lucru mâine. Nu se poate, mai stăm. Se supără oamenii dacă plecăm așa repede. E nepoliticos, e nu? E foarte nepoliticos. Nu mai pot rămâne niciun minut. Ei, nu, trebuie să mai rămânem. Vreau să mai stăm puțin. Eu plec. Poftim? Eu plec. Pleci fără mine. Îți dai seama ce spui? Te rog, vreau să mai stăm. Nu, hai, se poate, nu mai stăm. Ei bine, nu merg. Te mai întreb o dată, gândește-te bine ce faci. Nu merg. Bravo, Ela, bravo. Ce casă frumoasă ai, iubițele. Vrei să-mi dai un pupic? Nu-ți dau niciun pupic. Și nu mai hârii ca o flașnetă. Na, muzica e moartea mea, dar dacă n-am buci, las că e bine și așa. Ești foarte dulce, vițelule. Oh, dar ce casă ai, vițelule. Acolo ce e? Stop, nu lua razna. Nu te-am adus aici ca să-mi vizitezi casa. Pardon, domnule. Direct în dormitor. Cred că sunt ceva ani de când te-am văzut, iubițeule. Nu prea cred că aveai casa asta pe atunci, nu? Ăsta-i dormitorul. Banii mei munciți cinstit pe 2 ani de zile. Hai că ești dulce, zău, ești dulce. Și atunci le spuneam fetelor: ai că e dulce. Dar ce, iubițelule? Ai că te văd cam trist. Vrei un pupic? Dezbracă-te. Nu fi supărat, puișo. Te-a supărat vreo muiere, eh? Așa ceva, eh? Toate sunt ca noi, dacă stai să le învârtești bine. Ta-ra-ra-ra-ra. Nu te mai uita așa la mine. Nu mai am eu carnea aia de altă dată. Ceva, tot a mai rămas. Ai, iubițelule, că e păcat de patul ăsta să stea așa gol. Vrei să-ți cânt ceva?
am voce cam răgușită, dar frumoasă. Hai, vrei, vrei, ascultă. Ștef! Da. Pardon, te omor. Pe mine? În patul meu, mașa afară. Pardon? În patul dumnealui? De unde crezi, madame, că ar trebui să stau? Înțelegi că te omor? Iarăși! Ștef, spune-i să iasă. Spune-i să iasă din patul meu. N-ai decât să dormi, madame. Nu să umbli noaptea de leliște. Sper că n-ai decât să faci scandal. Îl faci pe riscul dumitale. Despre mine o să se spună că sunt nebun, dar de tine vor râde ca de o paparurdă. Hai, iubițelule, nu vii. Hai că se răcește patul. Vin. 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 Avea mult bun simț o treabă asta. E așa? Un bun simț imens și trivial. Mai bei? Da. Nu urlă câinele. S-a pătorit. A fost o seară cruntă, într-adevăr. A ciudat. Dar după o săptămână am simțit nevoia să o văd. Și atunci am început să colind restaurantele. Dar n-am dat de ea nicăieri. Nu știu cum se face. Aș fi vrut să văd cum mă privește. Cu ură sau cu indiferență. Dar totul era gol. Am reluat legăturile cu prietenele ei. Una din ele mi-a devenit amantă. Dar tot n-am putut să aflu nimic. Parcă dispăruse în pământ. Am întâlnit-o în penultima zi de curse. Mi-am căutat imediat o femeie și am trecut vesel și radios pe lângă nevastă mea. Era rezemată de grilajul alb din dreptul pariului mutual. Îndura parcă o suferință peste puterile ei. Nu mai voia să o ascundă, totul era indiferent. Atunci o prietenă comună m-a întrebat cum pot fi atât de lipsit de inimă. Eu m-aș fi dus să o îmbrățișez și să o întreb de ce. De ce ai început toate astea? Dar n-ai întrebat-o. Nimeni nu întreabă asta. Nimeni? Nu știu. Eu n-am întrebat. Și nu ai spus nimic, nu-i așa? Atunci la curse. Nu. Am plecat. Am mai întâlnit-o peste câteva zile. La chioșcul de ziare de la Independență. Ceruse o revistă de mode și tocmai o plătea. Ștef! În sfârșit. Am avut eu azi dimineață o presimțire bună. Speram ca să te faci mai urâtă, departe de mine. Ești grăbit? Mă conduci spre universitate? Vreau să iau o trăsură de acolo. Te conduc, sigur. Ai mai sedus pe cineva? Tine? Ai mai sedus pe cineva? Da, uite o trăsură. Lasă fie. Știi, vreau să mă înscriu din nou la universitate pentru licențe. Am fost plecată la Vaslui, la bunica mea, 3 săptămâni. S-ar putea să nu mai găsești trăsuri la stația de la universitate. Ți-ar părea rău? Asta e rochea albastră? Parcă era mai puțin vie. Vai, Ștef, mi-ai uitat și rochiile. E atâta vreme de când nu m-am mai plimbat pe stradă. Uite că am ajuns. Mătușa te așteaptă, nu-i așa? Lasă-mă aștepte. Sau tu ești grăbit? De tine nu se îndură nimeni să se despartă. Cum o cheamă pe cucoana aceea cu care apar când și când prin localuri? E foarte frumoasă, nu-i așa? Cine? Mai bine să vorbim despre altceva. Te văd așa de rar. Așa de rar, Ștef? Da. Vii la curse? Vin. Sigur? Sigur. Doamne, cât am întârziat. O să mă ocărască mătușul meu, dar nu-mi pasă. Adio, Ștef. Sărut mâinile. Ștef, să vină apărat la hipodrom, da? Ștef, îți mulțumesc că ai venit la curse. Te-am căutat pe tot hipodromul. Ela, sărut mâinile. Îți încerci norocul? Nu mi-l încerc, dau peste el. N-am mai sperat să te găsesc și totuși te-am găsit. Trece așa pe lângă noi și nu ne vezi. Vai, 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 vai. Că nu m-a observat pe mine e chiar o impertinență. Îmi plec genunchiul și îmi recunosc vina. Mi se pare că ai pierdut la primele curse, nu? Da. Se vede că mă iubești dumneata. Sunt tentat atunci să joc și eu. Vrei să știi cu adevărat dacă ești iubită? Mai bine nu joc. Incertitudinea e mai bună ca adevărul.
Dar cu certitudinea din dumneata, cum te împaci? Nu știi niciodată. Nu știi niciodată nimic. Ștef, am să-ți mărturisesc o slăbiciune. Oh, în sfârșit. Nu ceea ce crezi, ceva mult mai grav. Îmi place să câștig bani, fie și la curse, dar nu-mi place să mă înghesui acolo, strivită în mulțimea aia de la ghișeu. Înghesuiala pentru o femeie tânără mai merge, dar o babă ca mine îmi face gen o peret. Ești drăguță, mie niște bilete, te rog. Da. Uite, îți dau bani. Pe dumneai am să păzesc eu în timpul acesta. Sunt fără grijă. În orice caz, n-ar fi mai rău păzită de cum am păzit-o eu singur. Râzi mereu. E păcat să nu se vadă mereu dinții dumitare superbe. Oh, lasă-mi dinții în pace. Ascultă, Ștef, observ câte noblețe au caii aceștia, câte eleganțe le afișată. Dar pentru un ochi nedibaci par niște mărțoage. Oh, uite roibul ăsta care merge plictisit. E mai de rasă decât stăpânul lui. Acum vreo două luni, un prieten a invitat la masă la Capșa pe una din elevele de conservator. Fata foarte frumoasă. Fata venea întâia oară și visa mult să vie. A fost pur și simplu intimidată de eleganța chelnerilor în frac. Și când te gândești că acolo era un nume din cele mai frumoase ale societății românești, dar ea nu bănuia nimic. Chelnerul era pentru ea idealul de eleganță. Dar apropo, te-am văzut adineori cum făceai suferință cu fosta dumitale nevastă. E atât de grotesc să suferi din dragoste? Oh, nu, nu. Vorbești sincer? Te asigur? Ai vrea ca fiul dumitale să iubească femeile chiar dacă ar fi să fie înșelat? Ai vrea să sufere din dragoste? Ți-o spun din toată inima că aș vrea ca fiul meu să fie iubit de femei și cred că va fi. Dar îți jur că aș vrea să le iubească oricum, chiar cu riscul de a fi înșelat de ele. Și acum, ia spune, pe ce cal să joc? Nu, eu joc canapă, dar îți urez un câștig mare. Oh, mersi! A fost multă lume la bilete? Caii mei cam rămân pe drum. Ah, iar am pierdut. Nu știu să-mi aleg caii. Am așteptat de anume ca să îmbătrânesc, ca să pot să joc la curse și tot pierd. Acum, când nu mai pot spera nimic. Sunt dezolat și nu știu ce sfat să-ți dau. Cred în orice caz însă că superstiția e neîntemeiată. Bănuiesc că ai câștigat. Vrei să-ți vezi biletele din poșetă? Ai jucat alți cai. 3 bilete pe numărul 7. Eu cred că n-a mai jucat nimeni pe globa asta fantezistă, că știi o avere. Tânăr meu, prieten, trebuie să constat că apropierea dumitale e prețioasă femeilor. Cu dumneata, femeile chiar când pierd, câștigă. Chiar când câștigă, pierd. Mă scuzați, mă duc să-mi ridic averea. Chiar când câștigă, pierd. Sărut, Minuela. Pleci? Da, nu mai stau și la ultima cursă. Ai cucerit tot ce ai avut de cucerit? Ai fi putut să mă întrebi mai bine dacă am recucerit tot ce am avut de recucerit. Și? Și atunci ți-aș răspunde că... Da? Nu. Spune ce pot să răspund. Nu se știe niciodată. Ultima cursă! Totuși pleci? Da. Începe ultima cursă! E al treilea? Puftim? E al treilea cântat al cocoșilor? Da, cred că da. Mai bei un pahar? Ia și mai bea. Și eu. Noroc, Ștef. Noroc. Noroc în război, dacă n-ai avut noroc în dragoste. Știi, a urmat o perioadă de basm. Ne-am împăcat cam peste o lună. A venit cu brațele pline de crin târzii. Ca o amandă. Ești un om nefericit, Ștef. Singura ta certitudine e să afli că el a te-a înșelat. Restul e neliniște și nebunie. Cred că momentul cel mai frumos a fost întâlnirea pe hipodrom. Când ai văzut că suferă și te iubește. Iar momentele cele mai nenorocite sunt cele ale împăcării. Atunci îți pierzi independența și devii un sclav al bănuielii. Nu e adevărat. A fost o împăcare frumoasă. Am fost toată luna august la Constanța. Plimbări pe dig, jocuri de noroc la care pierdeam cu regularitate. A fost și o mică ceartă.
În septembrie, când ne-am întors la București, din cauza copilului așteptat, n-a vrut să-l aibă. Păcat. Păcat. Și mai târziu? Ce mai târziu? S-a întâmplat ceva, n-am dreptate? Ba da, am fost concentrat la Azuga și m-am întors acasă prin surprindere cu un prieten sportsman care făcuse o excursie până la Predeal. Ești parcă mai grăbit ca mine, Ștef. N-am mai fost pe acasă de 2 săptămâni. De atunci te-au concentrat? Da. V-ați împăcat? Poftim? Scuză-mă. Am aflat-o fără să vreau. Eram într-o seară într-un local și am văzut-o acolo pe ela cu un grup. Anișoara, bărbosul ei, mă rog. Și pe urmă ai apărut și tu cu o femeie. V-ați așezat la o altă masă. M-am uitat la el, era împietrită. Nici nu căuta să ascundă nimic. Au fost niște neînțelegeri. Și-au trecut, nu? E foarte bine. Vreau să spun că e foarte bine când ai o certitudine. Când ești la volan îți dai foarte bine seama de prețul ei. Știe că vii? Poftim? Vreau să spun dacă ai anunțat-o pe ela că vii. Oricum e noapte, nu? Cât e? 1 și ceva. Da. E bine să-ți anunți nevasta când vii. Gata, am ajuns. E întuneric la tine. Voi dormiți cu perdelele ridicate. La revedere, mulțumesc. La revedere. Maria! Maria! Dumneavoastră, conașule! Unde e, doamnă? Poftiți, conașule! De ce nu sunt perdelele lăsate? Perdele? Care perdele? Unde e, doamna? La teatru. S-o fi dus la teatru. La 1:30 noaptea? Nu știu, conașule. Ce nu știi? Răspunde, ce nu știi? Nu știu, conașule. Unde e doamna? O fi la mătușa dumneai, în vizită. S-o fi dus să-i facă o vizită. La 1:30 noaptea. Nu știu, conașule, de unde să știu? Avar, aici, avar, de aici. Avar! Ela. Ela, n-aș mai vrea să te văd niciodată. Mă gonești? Nu știu. Nu mai pot vorbi. Așadar mă gonești. Nu pot să-mi dau seama de nimic. Și nu pot alege din mine nimic. Înțelege ce vrei. Spune-mi dacă ai ceva de lămurit. Nu, n-am nimic de lămurit. Nu. Mai se poți lămuri nimic. Poți să mai rămâi puțin dacă dorești. Dar dacă vrei să știi sincer sentimentele mele, atunci pleacă neîntârziat. Și îți voi trimite eu absolut tot ce-i de trimis. Așadar mă gonești. Da, mai bine te-ai fi lipsit de împăcarea asta. Nu știu. Poftim? Nu știu. Asta s-a întâmplat pe 15 februarie. Ții minte și ziua? Da, a fost cu urmare. Nu vreau să spun că a urmat o lovitură de teatru. Mai întâi au fost lucrurile obișnuite. Adică vreau să spun lucrurile cu care am început să mă obișnuiesc. Da. Am căutat-o prin localuri, pe la teatre, pe la prieteni. Și din când în când am întâlnit-o. Întotdeauna era singură. Eu eram de obicei cu câte o femeie. De câte ori mă vedea devenea lividă. Lividă, înțelegi? Am aflat că o duce prost cu banii și că e bolnavă. I-am trimis cărți și flori cu un comisionar care mi-a adus și un bilet de la ea. Îmi mulțumea pentru cărți și pentru flori și îmi spunea că toți prietenii au trimis flori, care casa plină de flori, dar că liliacul pe care l-am trimis eu, mă rog, că i-a făcut o mare plăcere, era o dulce minciună. Comisionarul mi-a spus că n-avea nicio floare în casă. Au fost frumoase despărțirile voastre. Așa. Auzi ce liniște s-a făcut. Se apropie zorile. Așa se pare. Nu știu. Poftim? Tu simți foarte bine liniște. Nu-i așa, Orișane? Nu m-am gândit niciodată la asta. Și cum a fost împăcarea? Asta e lovitura de teatru, da? Da. Am ajuns să fiu obsedat de Ela. Pur și simplu obsedat. Din când în când o vedeam, da? Foarte rar. Poate că ar fi fost mai bine să nu fi văzut deloc. Așa parcă era o imagine care mă urmărea. Știi, da. Dragostea nu e numai autosugestie, e și devorare.
Fiecare partener capătă într-un fel dreptul la viață și la moarte asupra celuilalt. Eu cred că toate astea ți le-am mai spus. Da. Am încercat să scotocesc prin lucrurile ei cele care au mai rămas la mine. Vroiam să refac ceva din prezența ei. Și? Da. A fost un și. E adevărat. Am impresia că îți spun o poveste cunoscută. În orice caz, crei cunoști sfârșitul. Nu-l cunoști nici tu. Nu? Poate că ai dreptate. Să-ți spun ce mai știu. Am găsit un bilețel pe care l-a primit de la Anișoara. Anișoara o ruga să vină la ea, pentru că Iorgu, bărbatul Anișoarei, pleca în seara aceea la țară. Era specificată data 15 februarie. Puțin cam prea precis, nu-i așa? Poate. Nu mi-a rămas decât să verific. Și atunci m-am dus la Anișoară. Ștef! Ștef, ce plăcere! N-ai mai trecut de atâta vreme pe la noi. Anișoara, vreau să-ți spun două cuvinte. Acum? Acum. Stai să-mi plece musafirii. Anișoara, te rog. Nimic, nimic. Hai să petreci și tu o seară cu mine. Uite, tocmai se povestesc niște bante ale lui unchi Dunaie Gheorghe Diu. Da, o știți pe cea mai nouă Dunaie Gheorghe Diu? Acum vreo câtva timp, eram vreo 5-6 iși la caseria camerei să ne luăm diurnele pe sezonia trecută. Dunaie Gheorghe Diu dă cu ochii de Vasilică Săvulescu din Brăila. Îl știți pe Săvulescu? Totdeauna slinos, netuns, cu gulerul murdar, cu pantalonii cu celui. Gheorghe Diu de acolo, privindu-l cum numără banii, zice: "Bă, Vasilică, acu' ai bani, mai du-te și tu la baie." Nu, la Vasilică de acolo: "Zău, mă, Naie, fac baie în fiecare zi." Și Naie, serios: "Ascultă, Vasilică, atunci schimbă apa." Lați să vă mai spun una. Ultima seară, da. În prag la Capșa se întâlnește Naie cumva cunoscut, un tip de prin Oldul Moldovii, unul Mihai Tunaru. Ce mai faci, Naie? Bine, dar tu? Păi să vezi, mă, am fost la Viena, că mi-e nevasta bolnavă în sanatoriu, că am făcut acolo un consul, mă, că a trebuit să las pe soacră mea la moșie, tocmai acum când e lucru în toi, mă, că am luat în arendă și o moșoară lui frate meu și dă-i și dă-i și... Naie de acolo îl privește lung, așteaptă și pe urmă mirat zice: "Ascultă, dragă, ce te-ai apucat să-mi spui mie toate astea? Eu te-am întrebat ce mai faci așa cum se întreabă. Ce, tu ai luat-o în serios?" Ei, Ștef, vrei să-mi spui ceva? Spune-mi, te rog. A dormit Ela în februarie la tine? Nu știu. Te rog, Anișoara, spune-mi, te rog mult. Nu știu, nu pot. Sunt 4 luni din februarie până acum. Ce vrei, Ștef? Totuși, gândește-te. Ștef, te rog, nu insista, că nu pot să spun nimic. Nici tu, Iorgule, nu știi nimic? A dormit, dragă, a dormit în vremea aceea cam de 2-3 ori. De câte ori plecam eu la moșie? O chema Anișoara, că era urât singură. Și de ce nu mi-ați spus până acum? Păi de unde să știm noi de ce v-ați certat? Și urmă, n-ai baseria de femei, că încurcă lucrurile, dar nu le mai poate descurca nimeni. Cum ai spus, Iorgule? A spus să le ia naiba de femei, că încurcă lucrurile. Și urmă, tot tu trebuie să le dai de capăt. De asta v-ați certat? Fugi, ai fugi și împacă-te. A dormit la noi. Să-ți mai dorm? Doamne, mulțumesc. A fost un fel de fericire de mentă. După ce ne-am împăcat, n-am mai văzut-o pe el atât de fericită. Nu exagerez cu nimic, dar n-a ținut decât 2 săptămâni. Ai fost concentrat? Da, dar am adus-o la Câmpul Lung, la o cunoștință mai veche de-a noastră, Madame Atena. Trăiește sub amenințare. Ce amenințare? Amenințarea sosirilor tale. Da. Deci? Nu știu, Orișane, nu știu nimic. Ți-am spus eu, ai o singură certitudine posibilă: să afli dacă el a te înșelat. Îți dai seama ce spui? Nu te-ai gândit la asta? Am primit o scrisoare de la ea acum 2 zile.
Mă cheamă să vin negreșit la Câmpul Lungă. Chiar așa scrie, negreșit. Dacă nu-mi dă drumul, dezertez. Dezertezi? În prag de război, știi ce asta? Știu, curtea marțială. Ai ajuns departe. Mult mai departe decât m-aș fi gândit. Și decât m-aș fi gândit eu. S-a luminat. S-a dus noaptea asta. S-a dus. Trebuie să plec, Ștef. Păcat. Aș mai fi băut cu tine un pahar cu vin. Rămâi cu bine, Ștef. Cu bine. Și nu te grăbi să dezertezi. Mulțumesc, Corișane. Mulțumesc. Noi să-i dăm pe toți uitării. Cine-o vrea, ce-o vrea să zică. Valul lumii, valul mării, te coboară, te ridică. Domn Slobodan Gheorghidiu, vă cheamă domn capitan Dimiu. Cum? Vă cheamă domn capitan Dimiu. Vin, hai. Domnule capitan. Domnule Gheorghidiu. Da, domnule capitan. Vrei să pleci la Câmpul Lung? Ai treabă acolo? Domnule capitan, trebuie să mă duc negreșit, negreșit. De, domnule. Domnule capitan, nici nu vă închipuiți ce serviciu mi-ați face. Cum dacă... să nu știu, știu, dar nu se poate. Domnule capitan. Rigore. Ordonați. Mai adu o dulceață și o cafea pentru domnul sublocotenent. Înțeles. Știu, eu m-am deprins să mă scold de dimineață. Și asta e cafeaua mea cu lapte. De, domnule, știu eu ce să fac. I-am spus-o și lui Orișan. Orișan? Da, Orișan. E ordinul regimentului să nu părăsească nimeni unitate. Uite ce, ia un om cu dumneata, unul care să știe să te treacă pe deasupra, ca să ocolești dâmbovicioară. Dai drept în șoseaua mare, ca să nu întâlnești pe nimeni de la regiment. Dacă te întâlnești cu cineva, să spui că te-am trimis să faci o recunoaștere spre Rucăr. Domnule capitan, n-aveți nicio grijă. Să nu treci pe la Orișan ca să-i mulțumești. N-aș vrea să întârzi. Vă mulțumesc, domnule capitan, vă salut. Bine, bine, umblă sănătos. Eu sunt Nistor Ignat, domn Spolent. Eu trebuie să vă arăt drumul. Bine, măniștru, hai să mergem. Trebuie să mergem mai întâi spre Giuvala. Om urca încet și pe urmă om ocoli peste pășuni și fânețuri până deasupra șoselei mari. Pe mărioară din pământ și-ai fost drăguță pe la mulți. Ai fost drăguță și mie pe până la sfântă Marie. Adică până poimine. A spus ceva, domnul Spune? Până poimine, poimine-i Sfântă Marie. E mai arde și de cântat. Cere pas. Casă, casă, nevastă, nevastă, copii, copii. Aveți copii, domn Spolent? Poftim? Aveți copii? Nu, n-am. Eu am doi. Dar acum, pe nevastă mea o cheamă Maria. Și de Sfânta Maria vin toate neamurile la noi. Se face masă mare în curte, sub nuc. Ne place nouă sărbătoarea asta. Ce spui? Ziceam că aveam un nuc mare în curte și acolo se așează masa. Adică vreau să spun că nu avem o masă chiar atât de mare, dar eu știu să... E cam ăsta e drumul, domn Spolent. O să știți să vă întoarceți. O să știu. Uite, e niște bani. Da. Să faci un popas și să tragi la cârciuma aia de lângă Dragoslavele, ai înțeles? Am înțeles. Să trăiți. Adu-mi mirja aia din colț. La casa doamnei Atena, o știi? Ce apă limpede. A spus ceva? Am spus că e limpede râu. Ia cal. S-a strâns lume mult aici la noi, la Câmpul Lung. O să fie război, domnule Spocodent? Nu știu. Nu știți. Dar cine știe, domnule Spocodent? Pe cine întreb, ăla zice că nu știe. Că... am dus acum vreo două zile, vreo câțiva domni. Unul zicea că n-avem tunuri, că românii e deștepți, că o să ne dea franțuzul tunuri, dar că noi îl facem praf pe neamț cu baioneta. De calde. Hai, băi, hai. Că neamțul și franțuzul ăla au crescut în puf
Și de-aia au nevoie de tunuri. Dar că știi cum e românul, nădejdea lui e baineta și patul arme. Păi, dacă n-ai tunuri, trebuie să ai și tu o nădejde cu ceva. Că neamțul, dacă a crescut în puf, n-are nicio nădejde și atunci aș face tunuri. E cald, e, e. Așa-i, da, da, lumea petrece pe aici. Vin și ofițeri, da, da, vin și civili din București. Vin mulți civili din București? Civili? Da, destui. Că dacă, dacă vin femei singure, vin și bărbați singuri, nu? Nu știți? Singur la singur trage. E cald, e. Hai, băi, hai. Ia că am ajuns. Asta e casa doamnei Atiana. O știu eu, uite, ia-ți banii. Păstrează-i pe toți. Să trăiți, Coane. Ștef! Ela! Ștef! Doamne, credeam că nu mai vin. Mi-a fost așa de dor de tine. Mi-ai primit scrisoarea? Da. Da, dar credeam că nu se mai pot veni. Se așteaptă o inspecție sau așa ceva. Nu vreau scăpa până la urmă. Asta este lucrul principal. Viața mea. Dacă nu veneai. Ela. Da, Ștef. Când am ieșit la prânz și am mâncat în pavilionul acela din grădină, înainte de asta ne-am plimbat pe bulevard. Ce? Am văzut că nu te-a sărutat nimeni. Aveam orgoliul secret de a fi posesorul unui exemplar a cărui raritate trecătorii n-o bănuiau decât vag. Fără să știi amara voluptatea vieții noastre sufletești, nu vreau să cunosc pe nimeni. Pentru mine nu exista decât femeia aceea cu rochea de culoarea caisei, cu brațele goale și plinuțe, pe care în fiecare clip eram ispitit să-mi alipesc podul palmei. Și îmi reproșeam neîncrederea și neliniștea de altă dată. Simțeam voluptatea unei posesiuni de pline a trupului și a sufletului tău. Ela. Da, Ștef. Vrei și tu o țigare? Da. Mi-a prins? Cu plăcere. De când ai învățat să-ți aprinzi țigarea cu atâta distinție? Așa o aprind de când mă știu. Nu e adevărat. Tu erai toată numai spontaneitate și mișcare. Înainte ca să-ți iei o țigară, ți-ai fi răsucit mijlocul sau ai fi întins amândouă brațele sau ai fi făcut orice altă mișcare. Parcă vine dintr-o deprindere de a poza goală, de a face impresie de care tu nu-ți mai dai seama. Da, ești imposibil. Ești absolut imposibil. Până și-a aprins unei țigări. N-a să mă pace. Ascultă, Ștef, ce faceți voi acolo pe graniță? Vă pregătiți de război? Nu, nu facem nicio pregătire. Sunt sigur că nu vom intra în război. Dar de unde? Acum e absolut sigur. Mâine e Consiliul de Coroană. Au mai fost Consiliul de Coroană, nu e niciun pericol. Atunci mai bine. Ce bine ar fi să termini odată povestea asta. Nu ți-e frică să mergi la război? Vrei să ai absoluta certitudine că n-ai niciun control? Ți-e frică într-adevăr? Nu. De ce? Am eu motivele mele. Oh, bine că au început să-ți apară și motive de liniște. Mă bucur foarte mult. Zău, știi, Ștef, am obosit. Ascultă, Ștef, tu știi că dacă, Doamne ferește, mori în război, situația mea e foarte nelămurită. Dacă n-ai vrut să ai copii. Eu? Tu n-ai vrut. De ce mă acuzi acum pe mine? Ai o lipsă de memorie. Dar de ce ești îngrijorată? Știi, știi că am să fac un testament. Dar chiar cu testament va trebui cine știe să mă judec mama ta cu rudele tale. Atunci ce vrei? Ascultă, Ștef, trece o parte din lirele englezești de la Banca Generală pe numele meu. Ce ai? Oh, mi-am amintit de niște anunțuri în ziare. Ce anunțuri în ziare? Da, anunțul sună de pildă așa: de închiriat apartament mare, 7 odăi, din cauza plecării. Adresat ziar 235. Asta înseamnă în realitate mesajul unui spion german. Ieri au trecut spre gara Amiens 7 regimente cu destinație necunoscută. Planul 633 expediat prin agentul H33. Așa e și cu ziua aceasta noastră de dragoste. Prea arătoasă. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că am să ajung să fiu tratată astfel. Și de către cine?
de către acela pe care îl ador și pentru care îmi sacrific prieteniile. Ei, somnoroșilor, îmbrăcați-vă, că a început să iasă lumea la plimbare pe bulevard. Mă duc să mă plimb singur. Șef! Șef! Ah, tu... Ce faci aici? O scurtă permisie. Mai pot să stau vreo 10 ore și pe urmă o iau din loc. Ai văzut ce de femei frumoase, nu? N-am văzut. Și ai fost legat la ochi? Dacă vrei. Vrei să te dezleg eu? Știu ce să spun, dacă tu... Ce să nu? Nimic. Îl cunoști? De cine? Nu se poate să nu-l cunoști. Ești și tu din București, nu? Pe asta care trece pe partea cealaltă a bulevardului. În costuma acela de culoare nisipului, cravată roșie și capul gol. Nu-l vezi? Uite cum o stație mică, neagră, pudrat. Ăsta care merge așa de elastic. Mă-l cheamă, domnule, Grigoriade. Da, sigur, Grigoriade. Grigoriade? Da, nu-l cunoști? Nu se poate să nu-l cunoști. Salut! Ștef! Stai, frate, stai să-ți spun ceva! Ștef! Da. Tu? Singură? Da, cu cine ai vrea să fiu? Cu nimeni. Dar ce s-a întâmplat? M-am întâlnit cu colonelul și colonelul mi-a dat ordin să plec imediat la regiment. Dar spuneai că de-abia ai plecat, că tu mai ai ocolit în Băvicioara ca să nu-l întâlnești pe colonel. Ce să caute aici? Este aici, în Câmpul Lung. Era cu încă un ofițer de la divizie. M-a chemat și mi-a spus că neapărat astă seară încă să fiu la regiment. Ți-am spus eu, Consiliul de Coroană. Da, mi-ai spus. Sabia mi-am luat-o și da. Aerul mi l-am verificat. Nu mai rămâne decât să te sărut. Așa, lirele englezești. Vorbim altă dată. Când? Cu prima ocazie. Domnule sublocotenent. Da, domnule locotenent colonel. Ce cauți aici? Am fost trimis la rucări și m-am abătut până aici. Am dat ordine să nu-și părăsească nimeni unitatea. Ai să pleci imediat la Dâmbovișoara. Am înțeles, domnule. Așa. Domnul sublocotenent dorește o cameră? Da. Mai ai? Mai am, domnule sublocotenent. Un hotelier bun are întotdeauna camere libere. Mă rog, secretul meserii. Da, aveți vreo preferință? Să aibă fereastră spre bulevard. Bulevardul Pardon. Bulevardul Pardon. Da, înțeleg. Ce înțelegi? Nu mai mult decât trebuie, domnule sublocotenent. Mă rog, tot secretul meserii. Da. Vasile, da. Vasile, da. Arată-i camera domnului sublocotenent. Poftiți pe aici. Pace. Acum urcați, pe urmă coborâți. Unde se coboră? Păi când vreți să ieșiți din casă. Că eu așa am înțeles. Că dumneavoastră de-aia luați camera asta ca să puteți ieși în stradă. Înțelegeți prea multe voi aici. Ai secret. Ieși afară. Vasile. Care Vasile? Pe tot ăla. Vă cheamă cineva jos. Ce? Un domn. Care domn, bă? Nu știu, un domn colonel. Haide, domnule, la regiment, ce mai întârzi? E ordinul grupului de acoperire ca mâine absolut toată lumea să fie prezentă la unități. N-ai să ai trebuie să te duc până la Dâmbovicioară și acolo e pe jos. Mâine zori ești la companie. Domnule colonel, mi-e imposibil să merg acum, mai lăsați-mă. Voi veni la noapte. Și la noapte, domnule, vii cu mine sau te arestezi imediat? Domnule colonel, viu diseară, am trăsură, lăsați-mă să... Ești acolo, vii cu mine. Mai lasă-le dracului, damele ale. Vasile! Da. Du-te sus și adu bagajul domnului sublocotenent. Am bagajul la un prieten și... Trecem împreună pe acolo, hai din trăsură. Bună ziua, domnule colonel! Iar ai venit pe la noi? Domnule Gheorghidiu! Cine? Tu ești? Da. Te surprinde? Nu. Mă gândeam la tine. Mă gândeam cât ești de departe.
Am pierdut un ordin al regimentului. Cred că l-am uitat pe aici, sper. Șef, am primit un bilet. Un bilet? Da. De la cine? De la Grigoriade. Poftim, citește. Doamnă, sunt de azi de la prânz la Câmpul Lung ca să-mi văd o mătușă și niște verișoare. Dacă vreți, răspundeți când pot veni să depun omagiile mele la picioarele dumneavoastră. Uite că mi-am găsit ordinul. Adio. Gata, domnule! Gata, domnule colonel. Ștef! La revedere! De asta spuneai că nu vrei să pleci. E nevastă mea. E nevastă mea. Hai, dă-i bici, Ioane, că ne-a apucat noapte. Bine, atunci ce căutai la hotel? Nu vrei să mergi din cauza alia de la Splendid? Frumoasă femeie. Domnule, asta nu e viață, domnule. Iată 2 ani de când sunt aici pe frontieră. Nu mi-e casă, nu mi-e masă. Uite, acum vine toamnă, mai sunt 2 săptămâni și merg copiii la școală. Tocmai îmi spunea un jurnalist din București că mâine va fi Consiliul de Coroană. Cum? Tocmai îmi spunea un jurnalist din București că mâine va fi Consiliul de Coroană. Ce ziarist, din București? Da, din București, pare să aibă legături sus acolo. Nata, nu ești din București? Da. Atunci trebuie să-l cunoști. Stai că-ți spun și numele acum. Așa, Grigoriade. Da, așa mi-a spus că-l cheamă. Grigoriade. Grigoriade? Da, Grigoriade. Un domn tânăr de vreo 30 de ani, nu? Da, cam așa. Cu ochii mari, mustață mică, neagră? Mă închipuiam eu că-l cunoști. Îl cunosc. Nu e ziarist propriu-zis, este un fel de cronicar monden. Dar are legături frumoase. Ce caută la Câmpul Lung? Nu știu, dar l-am mai întâlnit și altă dată. A stat toată vara la Câmpul Lung? Nu cred. Mi-a spus că n-are pe nimeni. Parcă l-am mai văzut și altă dată. Vine așa câte 2-3 zile și pleacă. Parcă avea aici o mătușă și niște verișoare. Nu, nu are pe nimeni. Mi-a spus chiar el că a luat masa cu mine la restaurant. După câte am mirosit eu, trebuie să fie vreo femeie la mijloc. Da. Asta cred și eu. El mi-a spus că mâine la Consiliul de Coroană e o chestie mare. Spune că Tache Ionescu e înțeles cu Filipescu, da? Eu cred că... și Grigoriade, ăla e un tacâm? Să spun una bună lui cu femeile. Într-o zi, când amanta lui era la el în garsonieră și îl credea pe bărbatul plecat, știu unde, ea se hotărăște să rămână toată noaptea la Grigoriade. Dar pentru orice întâmplare, trimise acasă un plic desfăcut. Da, din partea celui mai bun prieten. Madeleine o chema, zicea el. Și prietena asta cică o roagă să vină să doarmă la ea, că e urât să doarmă singură, pentru că bărbatul ei e plecat. Catastrofă. Bărbatul vine de dimineață de tot, îi face un scandal imens. Că vezi, mea ta, el petrecuse toată noaptea chiar cu cea mai bună prietenă a nevestei și. Dar femeia așa duce aminte că mai are o prietenă, tot Madeleine, o roagă, o imploră pe ea și pe bărbatul ei să declare că ea a scris scrisoare. Și după destule prevestii, îți să-l convingă și pe bărbat de acest lucru. Nu era nebună să se zice pe asta. Gărgătiule, uite că am ajuns. Spune capitanului din Miu să fie cu băgare de seamă mâine, că miroase a inspecție. Nu știu ce vor cei de la corpul de armată. Dacă n-o fi nimic, să vii să-ți dau o permisie de 3 zile. Ca să-ți vezi nevastă la Câmpul Lung. Strei. Ascultă-ne. Ai 10 poli de la mine dacă te întorci acum cu trăsura până la Câmpul Lung. Doamne Suplogonean. Până la Rocări, Ioane. Doamne Suplogonean, nu merg cai. Schimbă-i cu alții. Doamne Suplogonean, sunt cai regimentului, într-o pușcărie. Ioane, îți dau 20 de Napoleon. Poți cumpăra o pereche de cai de trăsură. Doamne Suplogonean, dar asta e un fel de dizertare. Mă nenorocesc, nu se poate. Mai bine merg să vă duc la domnul ofițer de serviciu. Ștef, nu era vorba să fii la Câmpul Lung? M-a întors colonelul. Mi-a spus că se așteaptă o inspecție. Unde e capitanul Dimiu? A fost chemat la regiment. Ce e asta? Dale locotenentului Stoia, se distrează cu țigan. Văd arul ăla care nu știe să pronunțe Ferdinand. Bă,
Te facem ca mural, mă, vărarule. Când îi duci acasă, se sperie țiganii tăi. Mă faceți păcatele mele, că eu n-am făcut mitrie, nu știu nimic. Ia ascultă-mă, vărarule, cum îl cheamă pe rege? Dar lăsați-mă, domnul Cotinen, că dacă nu-s militar, de unde vreți dumneata să știu? Da, ia ascultă-mă, țigane, ce, adică noi glumim aici? Ia dracului, drept! Culcat! Drept! Culcat! Drept! Ia zi, acum, cum îl cheamă pe majestatea sa, regele? Să trece. Pe domnul rege îl cheamă, îl cheamă Lisandru. Lisandru, zi. Cum, Lisandru, mă? Vezi că la noapte faci trei schimburi de planton. Aoleu, măi, îl cheamă pe rege, pe rege îl cheamă două colonel Lupașcu, pe oricum ei. Vine capitanul Dimiu. Ce are? Parcă e ceva schimbat la el, nu? Domnilor, e război. Aoleu. E război și m-a făcut major. Aoleu, domnul capitan. Ce e, mă? Copilașii mei acasă. Du-te, dracu, de aici. Domnilor, vă atrag luarea minte că e ordin de război, nu de manevre ca altă dată. La ora 5, adunarea batalionului pe companii jos în tabără. Cine comandă plutonul întâi de la ANOA? Gheorghidiu. Gheorghidiule, da-mi, capitan. Ai să fii diseară vârful avangardei. Am înțeles. Știi să te desfășori, nu? Să-ți alegi oameni zdraveni de patrulă. Și acum, domnilor, vă rog, treceți la executare. Dumnezeu să ne ajute. Da, domnilor, e război. Orișan? Da. Noi nu intervenim? Ce vrei să spunem? Ce sunt comandant de regiment? Așteptăm aici? Ce vrei să facem? Nu pricep nimic. Cred că ăsta e infernul. Cam așa mi l-am imaginat. Primii răniți. Și primii morți. Când mi-ai vorbit despre el, ieri? Sau acum 100 de ani? Într-o altă lume. Mă gândeam acum. Parcă am auzit de unul Grigoriade. Cine dracu o fi Grigoriade ăsta? M-a aruncat podul în aer. Cu aia nu știi cu tot. Mă duc înapoi să văd ce facem. Domnule sublocotenent, ce soldați sunt ăia care coboară în spisat? Ei, nu știu cine vrei să fie. Așa e că bine ziceți. Dar de ce s-o fie ducând așa înapoi? Manevre, Dumitre, manevre. 152, 158, 171... Cât sunt, Dumitre? 260, domnule sublocotenent. 260 de nemți, sunt nemți, mă, nemți! Domnule sublocotenent. Ce? Agentul de legătură de pe malul celălalt al râpei dă semnalul de retragere. Dă și tu un semnal celorlalți să se retragă. Acum? Acum. Stai, stai, stai puțin cu semnalul. Acum? Acum. Trag tot mai aproape, domnule sublocotenent. Au niște observatori și ăștia le dirigează tirul. Dacă artileria noastră tace. Domnule sublocotenent. Ne-au prăpădit. E rău, Dumitre. Vin după noi. Vin după noi, domnule sublocotenent. Hai să o luăm la stânga. Da. Ăștia trag anume la 10 pași înaintea noastră ca să ne prindem explozie. Fă-le semn și celorlalți. Salt! Ne acoperi pământul lui Dumnezeu. Ai scăpat, Dumitre? Ai scăpat? Mare blestem pe capul nostru. Dar noi ne ținem de dumneavoastră, domnule sublocotenent. Ce-o fi cu dumneavoastră, o fi și cu noi. Unde vă sunt armele, neagule? Armele noastre? De parcă mai sunt bune la ceva. E magazia plină de noroc. Nu sunt destule aruncate pe aici? Ia uite. Ia vezi, mă. Ia vezi cu grijă. Nu vin cumva după noi? Vin! Vin, domnule sublocotenent, vin! Să tragem câteva focuri, să-i mai mirăm puțin și să fugim. Trageți prin ochii, de repede, hai! Eu nu-i pricep. Ce mișcă așa, gente? Până acum puteau să fie de mult aici, să ne ia ca din oală. Ne-am suion cu socoteală. De ce să răpeară un om dacă ne poate răpune cu scula? Salt! Am rămas pentru o clipă în urmă și am văzut un obuz care i-a retezat capul lui Mariei și fugea ăla fără cap după dumneavoastră, domnule sublocotenent. A mers ca la vreo 4-5 pași și pe urmă a îngenunchiat și a căzut. A Mariei a fost. Haideți să zic aici că cădă morții. Ne omoară fără luptă. Dar eu pe tine te credeam făcut praf, acolo la căruțe. Ai scapă omul. M-am ales și cu cizmele, ce zici?
Asta a fost artileria nemțească? A fost. Dumitre. Da. E ceva de mâncare? Avem, domn subocotenent. Ouă și ciocolata de la căruțele alea. Domn subocotenent. Ce e, mă? Sunteți rănit. Mâna stăm. Ordin pentru dumneavoastră, domnilor. Toată lumea doarme, chiar și trupa, că la noapte nu doarme nimeni. Facem toată lumea de sentinelă, toată noaptea. Un atac, domnule colonel? Da, domnule. La baionetă? Da, domnule. Domnule colonel, spune-mi. Noi nu putem face aici acte civile? Ce acte civile vrei să faci? Sigur că poți face un testament, dacă vrei. Dar o donație, o scrisoare la bancă. Nu știu, cred că da. Te-ai convins? Da. Te iubește, nu-i așa? Mă înșală. Acum sunt sigur. Am toate dovezile. Am toată certitudinea asta blestemată pe care am căutat-o atât. Atunci? M-a iubit. Asta e tot. A fost singura femeie care a făcut sacrificii pentru mine. Chiar și atunci când mama mea a fost gata să pornească proces împotriva mea pentru moștenire, înțelegi? Da. Îi dau lirele alea englezești pentru care m-a chemat la Câmpul Lung. Dintr-un atac la noapte, la baionetă, nu văd cum aș scăpa. Pentru tine nu o să fie niciun atac la noapte, nici la baionetă, nici altfel. De ce? Nu vezi că ești rănit? Nu simți nimic? Toată mănușa ți-e plină de sânge și ți-a tărâns și un deget. Dă-mi sub locotenent! Ce ai mai văzut? Asta mereu vede câte ceva. Priviți la ciorbagiu. Ce-i cu el? Nu-i nimic, e mort. Mort? Mort, dă-mi sub locotenent. Încă o... A venit ambulanța divizii. Să mă duc repede la... Nu mă duc. Trebuie să mergeți, sunteți răniți. Nu mă duc. Du-te, Ștef. Du-te. Ștef e un erou. Toți ai noștri sunt eroi. Toți ai noștri sunt eroi, Ștef e un erou. Dar nemții au tunuri. Nemții n-au tunuri, baioneta e arma românului. E bine să fii rănit. Scap de război și zici că ești erou. E bine când scap de război și mai ești și rănit. Și ajungi și erou. Dar dacă te înșală nevasta, atunci ce mai zici? Ștef e erou și îl înșală nevasta. Și el e rău. Nemții n-au tunuri, baioneta este arma românului. Ce zară plictisitoare. Prea multă zarvă. De unde au ăștia bani? Domnule, pe când dumneata lupți pentru patrie, nevasta dumitare te înșală ca o târfă cu un individ, Grigoriade, care e la cenzură, vezi bine. Îi poți găsi oricând între 6 și 8 în strada Rozelor, la 8 bis, unde merge la el. Căci poate că acum nu avea nerușinarea să-l aducă tot la dumneata acasă. Ce murdărie! Tu știi că toți ne invidiază, toată lumea asta are. Ce calomnii mai născocesc, mai născocește, adică mai... mai născocesc. Să fi fost tu acum bănuit, mi-e silă de oameni, înțelegi? Nu mai poți ieși. Firește că am fost de câteva ori în oraș. E normal, nu-i așa? Nu singură, cu Anișoara și cu Iorgu. E normal, nu-i așa? Și a venit cu noi și Grigoriade. E firesc, nu? Am fost la teatru și pe urmă la restaurant. Nu ne-am dus noi întotdeauna la restaurant după teatru? La ce te gândești? La un pic de război. Ascultă, fată dragă. Păi, Ștef, de când am așteptat să-mi spui așa? Ascultă. Păi, Ștef, dacă tu ești, de când îmi doresc să-mi spui ce așa? Ce-i zice dacă ne-am despărțit? Ștef, nu înțelegi, știi că toți ne invidiază, toată lumea asta are. De mâine mă mut la hotel, pentru săptămâna care mi-a mai rămas din permisie. Îți mai dau o sumă de bani, ca ceea cerută la Câmpul Lung. Da. Îți las și casele de la Constanța. Da? Îți las absolut tot ce e în casă. Da? De la obiecte de preț la cărți, de la lucruri personale la amintiri. Tot trecutul.